Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Copilul de 7 ani care a căzut de la etajul 4 al unui bloc de locuit din Cupcini, raionul Iedeneț, se află în continuare în stare extrem de gravă. Într-o postare pe rețea de socializare, tatăl micuțului solicită ajutor și cere ca băiatul să fie transportat la Chișinău. Bărbatul spune că se simte disperat și neajutorat. Pe de altă parte, ministra Sănătății, Alan Nemerinco, declară că a trimis la Iedeneț deja a doua echipă de specialiști din Chișinău. Cât despre transfer, deocamdată nu poate fi vorba, ținând cont de starea mult prea fragilă a copilului, traumatismele suferite fiind foarte grave, a mai spus Nemerenco. Copilul de 7 ani a căzut de la etajul 4 al blocului în care locuia. Incidentul a avut loc aseară în orașul Cupcini, raionul Iedeneț. Din primele cercetări se știe că geamul apartamentului era deschis, iar băiatul se juca alături. El a urcat pe pervaz, a sprijinit de plasa anti-insecte, care a cedat de la greutate. În consecință, băiatul a căzut în gol. Pe caz a fost inițiată o anchetă. Acum 2 săptămâni, o fetiță de 2 ani a căzut de la etajul 8 al blocului în care locuia. Ea a fost internată în stare extrem de gravă la Institutul Mamei și Copilului din capitală, iar peste 1 săptămână a decedat. În context, oamenii legii îndeamnă părinții să-și supravegheze copiii, iar în cazul în care cei mici sunt lăsați singuri, chiar și pentru puțin timp, adulții sunt îndemnați să aibă grijă să închidă toate geamurile. De asemenea, mânerele ferestrelor este bine să fie blocate. Crimă teribilă la Hâncești, un bebeluș de 1 lună a murit după ce a fost bătut împreună cu mama sa de un bărbat aflat la evidența psihiatrului. Polițiștii IP Hâncești au fost sesizați la 28 iunie, cum că un bebeluș de 1 lună a decedat la domiciliu într-o localitate din raionul Hâncești. Preliminar, s-a stabilit că un bărbat de 40 de ani, fiind la evidența medicului psihiatru, a aplicat mai multe lovituri unei femei de 27 de ani și bebelușului acestuia de 1 lună. Potrivit poliției, mama copilului s-a ales cu mai multe leziuni, dar nu a avut nevoie de spitalizare. Polițiștii au inițiat o cauză penală. Cadavrul bebelușului a fost îndreptat la expertiza medico-legală, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Deocamdată nu e clar cum s-a întâmplat totul. Poliția precizează doar că bărbatul nu era rudă cu victimele. A fost o noapte cu cel puțin 8 accidente în capitală. În zona circului s-au ciocnit tocmai 4 mașini. În consecință, o tânără de 24 de ani a fost transportată la spital. Poliția a constatat că, în mare parte, accidentele nocturne sunt provocate de tineri care nu țin cont de restricțiile de viteză. Chiar dacă bulevardul Renașterii are câte 3 benzi de circulație pe sens, 4 mașini nu au putut împărți drumul și s-au ciocnit în zona circului. În urma carambolului, o tânără de 24 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind adusă de urgență la spital. La doar câțiva metri pe strada Albișoara s-a produs un alt accident. Un Mustang condus de un tânăr de 20 de ani a fost făcut zob după ce a fost lovit de un Mini Cooper, la volanul căruia se afla un tânăr de 19 ani. Din fericire, tinerii nu au avut de suferit. Un alt accident a fost înregistrat la intersecția străzilor Socoleni cu strada Studenților. Un Volkswagen a fost proiectat într-un pilon de electricitate după o lovitură violentă cu Toyota. Пацаны, какой-то вечер, светофор больше не работает. Вас. Я, да. Potrivit poliției, în urma impactului, victime cu răni grave nu au fost înregistrate. În toate cazurile au fost pornite anchete pentru stabilirea circumstanțelor. Un cetățean rus care ar avea legături cu luptători din Donbass a fost oprit pe aeroportul internațional Chișinău. Bărbatul a primit refuz de intrare în Moldova, fiind suspectat de spionaj. Potrivit poliției de frontieră, străinul care ar avea legături cu trupele militare ruse a primit refuz în contextul măsurilor de securitate, bazându-se pe analiza de risc și a informațiilor obținute prin schimbul de date cu SIS, dar și cu partenerii internaționali. Aceeași sursă a prezentat și fotografii cu presupusul spion rus, care apare în compania soldaților ruși care luptă în Donbass. Într-o altă fotografie, bărbatul apare alături de așa numitul șef al autoproclamatei Republici Populare Donetsk, Denis Pușilin. În ultimele 24 de ore, 32 de cetățeni străini nu au primit autorizare de a intra pe teritoriul Republicii Moldova.
Incendiul la un hotel din capitală, pompierii au intervenit în forță pentru a potoli flăcările care au izbucnit la etajul 2 al clădirii. Din fericire, victime nu au fost raportate. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 22:38. Potrivit primelor informații, a fost observată flacără deschisă de la etajul 2 al clădirii hotelului. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au fost trimise 7 echipaje de salvatori și pompieri. Aceștia au stabilit că mai multe bunuri materiale din interiorul unei odăi au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au reușit să lichideze focul la orele 00 și 05. Focul a izbucnit la un hotel de pe strada Tighina din centrul capitalei. În urma incendiului au fost afectate bunurile materiale dintr-o cameră cu suprafața de 35 de metri pătrați, dar și mansarda cu suprafața de 140 de metri pătrați. Cauza și circumstanțele urmează a fi stabilite de specialiști. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 28 situații de risc. Cultiva cripă după cele mai moderne tehnologii în agricultură. Este vorba despre un bărbat de 46 de ani care a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce aceștia i-au deconspirat afacerea ilegală. În cadrul perchezițiilor desfășurate ieri, polițiștii au găsit în gospodăria bărbatului din Brăviceni Orhei o seră cu plante de cânepă, îngrijite ca la carte. Aceasta era dotată cu sisteme moderne de irigare, ventilare și iluminare, dispozitive de măsurare a temperaturii și umidității aerului. Individul folosea și îngrășăminte naturale. Dacă ar fi reușit să le vândă, bănuitul ar fi obținut din afacerea ilegală peste 8 milioane de lei, menționează poliția. Pe lângă sera construită după cele mai noi tehnologii, la domiciliile bărbatului au fost depistate două aparate destinate consumului de droguri, o pungă de plastic plină cu masă vegetală uscată, asemănătoare cânipei, peste 1500 de pachetele Ziploc și un cântar electronic de dimensiuni mici. Toate au fost ridicate și urmează a fi supuse expertizei. Bărbatul este cercetat pentru trafic de droguri, iar dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 15 ani de închisoare. Treisprezece persoane au fost rănite în urma unui accident violent care s-a produs ieri la Tighina. Aceștia erau pasagerii unui microbus de rută care ar fi trecut la culoarea roșie a semaforului. Versiunea preliminară este că șoferul microbuzului nu ar fi respectat regulile de circulație rutieră și în loc să frâneze, a accelerat pe culoarea roșie. În consecință, vehiculul s-a tamponat frontal cu un automobil care circula regulamentar. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat. Potrivit presei din stânga Nistrului, trei echipaje medicale au venit la locul accidentului pentru a acorda primul ajutor medical. Trei pasageri și șoferul microbuzului au fost internați la spitalul din Tighina pentru îngrijiri medicale, iar 10 persoane au primit ajutor medical la fața locului. La volanul automobilului, care se deplasa regulamentar, se afla o femeie în vârstă de 28 de ani. Din fericire, aceasta nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!